Bună ziua, dragii noștri! Astăzi este miercuri și dacă e miercuri, ca de obicei, ne întâlnim la emisiunea Artă și Valori. Gazda dumneavoastră, Anca Ciliac, vă salută astăzi dintr-o toamnă ploioasă, cu griuri colorate, dar nu o ploaie vagoviană, ci una ceva mai veselă, în care trebuie să vă mărturisesc că sunt foarte emoționată. Și de ce? Pentru că astăzi am o invitată cu totul și cu totul specială, care mă face să mă gândesc la anii copilăriei mele, la anii gimnaziului meu, la anii de școală în care am avut o suită de profesori extraordinari. Și pe această cale vreau să le transmit tuturor dascărilor mei și am să-i numesc dascăl pentru că mă refer de la doamna educatoare până la toți profesorii pe care i-am întâlnit în toată viața mea. Mă îndrept spre ei cu recunoștință, cu smerenie și cu aceste sentimente am și invitat-o pe doamna de astăzi, pe doamna profesor Petronela Angheluță. Bine ați venit la noi în platou, emoțiile v-am spus astăzi mă copleșesc pentru că eu datoresc foarte mult dascălilor mei. Iar dumneavoastră sunteți un dascăl cu totul și cu totul special și de aceea, cumva, prin emisiunea de astăzi, e ca un buchet așa mare de flori și de drag și de inimă pentru toți dascălii pe care fiecare dintre noi i-am avut. Buni, frumoși și atât de iubitori de a dărui celor din jurul lor. Bine ați venit la noi în platou! Bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă simt onorată și eu sunt foarte emoționată pentru că mă aflu astăzi aici la dumneavoastră. Și printre toate emoțiile vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați invitat și pot să-mi exprim și eu câteva gânduri aici la dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc! Eu mulțumesc tare mult că ați acceptat pentru că sunteți cumva ca și un exponent al profesorilor care sunt ca dumneavoastră, pentru că sunt mulți în țară, de multe ori cumva blamăm învățământul de la noi și blamăm această categorie și poate nu o tratăm cu respectul care trebuie și nu-i scoatem în evidență pe oamenii foarte buni și de aceea prin dumneavoastră astăzi, de fapt, acest semnal îl aduc publicului că de fapt sunt oameni foarte, foarte valoroși și că fără dumneavoastră, fără aceste cadre didactice minunate, n-am reușit să fim ceea ce suntem mulți dintre noi. Să spunem despre doamna profesor că este absolvent de facultate de litere, da, este profesor de limbă română în comuna Ruginoasa, mai exact la școala Dumbrăvița din Ruginoasa, unde are foarte, foarte, foarte multe activități. Și am să mă refer întâi la cea prin care eu v-am cunoscut, și anume trupa de teatru. Sunteți profesor de limbă română și totuși aveți o trupă de teatru la școala din Dumbrăvița. Povestiți-ne mai mult despre asta. Îmi face o mare plăcere să vorbesc despre trupa de teatru pe care am denumit-o Flori de Dumbravă, o legătură fiind și cu satul Dumbrăvița în această denumire. A luat ființă acum vreo 6-7 ani când aveam într-o clasă copii foarte talentați și pentru că tot vorbesc despre copii talentați trebuie neapărat să amintesc de Mălina Balcan, care atunci a interpretat două roluri importante și care pe parcurs și-a dezvoltat această abilitate de a face teatru, încât a ajuns la liceul Octav Băncilă, iar acum este studentă în anul întâi la Universitatea Națională de Arte George Enescu. La teatru? Da, la secția Felicitări. Teatru. Și sunt foarte mândră de ea. Ea a participat la toate activitățile mele, adică anul trecut când am lansat eu prima carte, mi-a făcut programul artistic împreună cu un coleg de al ei, Florin Gorgos, la fel de talentat. Iar anul acesta la fel au participat amândoi când mi-am lansat cartea recentă. Vreau să spun că amândoi au abordat pur și simplu niște teme de la comic la dramatic și m-a impresionat foarte mult pentru că încep să evolueze foarte frumos acești doi tineri. Și ca să revin la trupa de teatru, am participat cu această trupă de teatru mai întâi la școala Ion Creangă din Iași, la un concurs bulgăre de humă, pe vremea aceea așa se numea, nu mai știu dacă există și astăzi, și am luat premiul întâi în 2 ani consecutivi. Acolo am participat cu niște scenete versificate după Ion Creangă, făcute de un profesor pensionar, scriitor de la Suceava, domnul Gheorghe Solcan. Are o carte publicată cu 9 povești versificate după opera lui Ion Creangă și sunt minunate aceste povești versificate. Nu că acelea ale lui Creangă n-ar fi fost, expresive sau frumoase, sunt și ele la fel de frumoase și pot fi dramatizate, dar versurile aveau un alt farmec cumva.
Și am făcut capra cu trei iezi și soacra cu trei nurori. Cu soacra cu trei nurori a fost prima dată când am participat la festivalul concurs Hai la Teatru, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul din Iași. A fost o mare izbândă pentru noi, ca să spunem așa, pentru că o trupă de teatru din mediul rural a putut să participe la acest concurs și Mălina Balcan a luat atunci primul premiu, și anume premiul pentru interpretarea rolului Nurorii celei mici. L-a făcut foarte bine la nivelul la care era ea atunci. Și cu acest premiu și alături de acest premiu vreau să spun că am mai obținut un premiu pentru promovarea tradițiilor populare din zonă. Și aceste două premii au fost foarte importante pentru noi. Iar apoi am continuat. Aceste premii cred că m-au stimulat și pe mine, i-au stimulat și pe elevi. Trupa de teatru s-a înnoit de la an la an, pentru că deja elevii plecau, veneau alte generații și am reînnoit această trupă de teatru. Am mai participat tot la acest festival, care este unul foarte prestigios, și vreau să spun că și jurul este unul foarte exigent. Acolo nu poți să te prezinți cu orice, improvizații sau interpretări care lasă de dorit. Trebuie să fii foarte bine pregătit și copiii trebuie să fie talentați, pentru că juriul este foarte exigent și are anumite criterii după care jurizează. Și am participat în continuare cu un fragment din O noapte furtunoasă, moment în care v-am cunoscut pe dumneavoastră, pentru că v-am solicitat și doamna Ina Paladi este cea care ne-a făcut legătura. Făcut legătura și mi-ați oferit atunci costumele pentru Veta și pentru Zița. Și atunci am obținut trei premii foarte importante. Fetița care a interpretat rolul Ziței. Avem și imagini, scuze că vă întrerup. Da, da. Așa, putem urmări imagini cu copiii de la trupa noastră de teatru. Continuați, da, vă rog. Așa. Și atunci am luat premiul pentru interpretarea rolului Zița, fetița aceea care era foarte talentată și ea. Am luat un premiu important pentru promovarea dramaturgiei naționale, ceea ce ne-a impresionat. Nu era puțin lucru. Sigur că da. Și nu în ultimul rând am obținut și o diplomă pentru promovarea teatrului școlar. Și ne-au bucurat aceste lucruri foarte mult. Am mai participat într-un an cu o dramatizare după Mircea Sântimbreanu, Portretul colegei de bancă. A fost un moment foarte scurt, atunci n-am obținut decât participarea. Dar a fost o experiență benefică. A fost o experiență benefică, sigur că da. Și acum 2 ani am avut această trupă de copii de clasa a 5-a pe care i-am preluat și ca dirigintă și am mers cu un fragment din Pinocchio la festivalul acesta. Acolo am obținut un premiu care vi se datorează pentru că a fost un premiu pentru diversitatea cromatică a costumelor, pentru că într-adevăr toate personajele din Pinocchio au fost atât de bine reprezentate prin costumele respective. Zâna, vulpea, motanul, toate personajele de acolo erau cromatic foarte bine poziționate. Și atunci am luat acest premiu, de care iarăși sunt foarte mândră, și copiii au fost foarte impresionați. Iar cu Pinocchio am obținut și alte premii. Am participat la un spectacol la Palace. Apoi am mai colaborat cu altă asociație, Pleiades, unde interpretul personajului principal a luat trofeul de excelență. Și nu mai spun de reprezentațiile care au avut loc în școală, la Săptămâna Altfel, și chiar la cercul pedagogic pe care l-am avut în acel an cu profesorii de limba română, și am reprezentat această scenetă care a impresionat, pentru că au fost foarte multe roluri de învățat pe de rost și copiii erau în clasa a 5-a, dar lor le-a plăcut atât de mult încât au făcut față, încât au făcut față acestui efort, și dura și foarte mult, pentru că a trebuit să aleg niște scene reprezentative. Scena cu vulpea și cu motanul, cu zâna, cu Pinocchio, foarte multe dintre ele destul de lungi, ca să spun așa, și copiii le-au învățat și le-a plăcut foarte mult acest lucru. Este foarte impresionant tot ce faceți dumneavoastră la școală, și de altfel când am venit atunci și v-am vizitat, am rămas profund impresionată și am spus cândva, cumva, va trebui să fac ceva încât lumea să audă de acești copii și de această doamnă, pentru că ați fi putut foarte simplu să fiți doar un simplu profesor de română care predă gramatica, literatura la nivelul de citiți copii cu tare lucru, facem acele comentarii literare, da, cumva clișeice
să spunem și cu asta basta. Ei, nu, noastră v-ați implicat și sunteți într-o zonă în care sunt oameni gospodari, dar nu înseamnă că sunt foarte înstăriți și copiii sunt cu diverse probleme. Cei mai mulți dintre ei, și eu știu foarte bine că dumneavoastră, dincolo de efortul de a organiza toată trupa asta, susțineți și financiar efortul de a veni de a le lua costume și de a vă deplasa și... Aș vrea să vă întreb, tocmai pentru că sunteți un exemplu și poate că ați putea inspira și pe alții, cum reușiți să faceți toate lucrurile astea și ce v-a motivat? Faptul că eu susțin financiar aceste lucruri este pentru prima dată când îl spuneți dumneavoastră, pentru că eu nu l-am spus aproape nimănui. Știu, da? Vă ajută multă lume cumva, dar e un efort pe care dumneavoastră îl faceți și e bine să fie... Să fie știut. Da, pentru că eu atunci când fac un lucru, îl fac până la final fără rezerve. Și dacă mi-am propus să merg la un festival de o asemenea învergură, trebuia să fac totul corect până la capăt și nu m-am uitat la niște bani pe care i-am dat în momentul respectiv ca să fac rost de tot ceea ce era necesar pentru a face față cum trebuie la acea provocare. Ce vă motivează? Cred că dragostea pentru copii. N-am vrut să o spun eu. Dragostea pentru copii pentru că este și evident. Dragostea pentru profesia pe care o am. Pentru că, într-adevăr, eu am făcut această profesie din pasiune. Chiar de mică mi-am dorit să fiu profesor. Profesor. Da. Și dacă tot povestim cum ați ajuns profesor, spuneți-ne care e povestea noastră la școala de la Dumbrăvița. Cum ați ajuns acolo? După terminarea facultății... Am ajuns la școala Dumbrăvița pentru că eu sunt din localitate, sunt chiar din acel sat. Și nu numai că sunt de acolo, locuiesc și acum acolo, mereu am locuit acolo, sunt o fiică a satului, ca să spun așa. Și am fost marcată de faptul că eu în acea școală am fost elevă. Deci în acele bănci în care stăteau cândva elevii de la școală, am stat și eu cândva. Și faptul că ajungi profesor la școala unde ai învățat, cred că spune mare lucru. Da, spune mare lucru și despre caracterul dumneavoastră, dacă îmi permiteți, pentru că de cele mai multe ori copiii, când au o șansă la educație, o iau așa cu toate mâinile și cu tot sufletul și cu toată mintea și pleacă în lumea largă, pentru că au cumva gândul că acolo vor reuși și vor face mai multe. Ei, dumneavoastră v-ați întors și de aceea, iarăși spun... că poate e un exemplu bun pentru mulți dintre noi să ne întoarcem și să vedem ce putem face noi pentru locul din care am plecat, nu doar locul din care am plecat pentru noi. Și de aceea vă întreb, cum de nu v-a tentat să plecați în lumea largă? Adevărul este că aici trebuie să amintesc o frântură din viața mea, pentru că eu am locuit o perioadă la Baia Mare. Și datorită împrejurărilor în care m-a adus viața, a trebuit să revin acasă la părinți. Și revenind acasă la părinți, învățând în școala, n-am învățat doar în școala din Dumbrăvița, am fost și la Ruginoasă, am fost și la Rediu și la alte școli din comună, dar aici la Dumbrăvița a fost ceva special pentru mine. Și am rămas aici. Și fiind cu un copil singură, stând cu părinții, cu familia, nu am mai avut cum să plec în altă parte. Dar vedeți că destinul m-a adus de la Baia Mare, la Ruginoasa, poate pentru a face ceva pentru acești copii. Cu siguranță, pentru că generații întregi au trecut prin mâini și generații de oameni de calitate au crescut. Sperăm că vă și uitați la doamna profesor acum, de oriunde ați fi și din țară și din străinătate, pentru că noi suntem vizibili în toată Moldova, în toate județele Moldovei, dar suntem și live pe Facebook și pe YouTube. Suntem în direct, evident, așa că, dragi foști elevi ai doamnei, dacă sunteți o vedeți și vreți să-i transmiteți ceva, vă reamintesc că puteți face acest lucru la 0332 711222. Revenim la poveștile cu care doamna profesor ne încântă astăzi și am să vă rog să-mi spuneți ce alte activități mai faceți la școală. La școală, în afară de a mă ocupa de această trupă de teatru, fac și alte activități. De fapt, ele sunt legate cumva de acest obiect. Îmi place foarte mult că de vreo 2 ani predau și limba franceză. Și mă încântă acest lucru pentru că eu am fost pasionată de limba franceză și acum chiar îmi place să fac multe activități cu copiii și în acest domeniu.
Și sigur că am făcut foarte multe activități la Palatul din Comună, am făcut multe activități la Centrul Cultural Ruginoasa, unde am avut o colaborare foarte bună cu doamna Cristina Aximia de acolo, de asemenea la Palat cu doamna Simona Ionescu și am mers cu copiii în vizite la muzee, la Iași am adus de multe ori să vadă orașul, să-i scot din mediul acesta rural. Adică am încercat să mă implic pe cât am putut în foarte multe activități, ca să nu mai vorbesc de serbările din școală și de alte activități care au fost culturale, educative, da. Până la urmă. Sigur că sunteți da. Foarte activă, pentru că vă vedem tot timpul la toate evenimentele culturale din Iași. Da, este adevărat. Pe cât posibil veniți și cu copiii, veniți și singură, foarte, da, da, da. Foarte des. Da. De unde vă luați energia pentru atâtea activități? În ultima perioadă, cred că mi-am luat energia și de la universul prieteniei, printre altele, pentru că de vreo 5 ani activez în universul prieteniei și datorită doamnei Rodica Rodean, da, este o asociație non-guvernamentală condusă cu atâta energie de către doamna Rodica Rodean și atât de mult m-am implicat în această asociație și am devenit atât de legată de activitățile acestea, încât particip la cât mai multe dintre ele. În ultima perioadă chiar această activitate a devenit benefică pentru mine, pentru că mi oferă posibilitatea să ies, să vin în oraș din Ruginoasa. Îmi iubesc satul, îmi iubesc localitatea, dar a venit totuși în oraș la niște activități. Aici există teatru, există alte posibilități. Fel de fel de evenimente. Sigur că da, fel de fel de evenimente și evenimentele organizate de Universul Prieteniei chiar m-au scos din rutina zilnică în ultimii ani. Și m-am implicat în foarte multe activități, am făcut corectură de cărți și multe, multe activități în cadrul asociației. Aș vrea să mă întreb dacă știu eu bine și dacă spiritușul care mă informează m-a informat bine, cumva faptul că dumneavoastră ați devenit scriitor la un moment dat are vreo legătură cu asociația? Cu faptul că ați activat acolo sau ați fost într-o zonă care v-a ajutat să vă scoateți la suprafață această abilitate de a scrie? Scriitor este foarte mult spus. Nu m-aș numi scriitor, dar într-adevăr prima apariție editorială, cea de anul trecut, îi se datorează doamnei Rodica Rodean. Acea apariție editorială este o carte numită Gânduri din cronici. Eu în acea carte mi-am exprimat niște gânduri despre cărți pe care fie le-am cumpărat, fie le-am primit de la autorii respectivi și citindu-le am zis să nu le citesc chiar degeaba și am început să scriu despre ele gânduri, să fac un fel de cronică literară. Nu am pretenția că este o critică literară de specialitate, poate folosesc doar vocabularul riguros al unui profesor de limba română și mi-a plăcut foarte mult să scriu despre anumite cărți. Chiar făceam surprize autorilor pentru că le scriam acel text și ulterior îl ofeream și eu în dar acelor autori. Și erau foarte încântați de ceea ce eu scriam. În calculator s-au adunat foarte multe scrieri de acest gen și doamna Rodica Rodean mi-a propus la un moment dat să public această carte. Eu am rămas foarte contrariată, am spus cum să public eu o carte, nu este posibil așa ceva. Și doamna Rodica Rodean m-a încurajat, m-a sprijinit, m-a susținut și iată a apărut această carte care a fost lansată anul trecut pe 4 noiembrie la Palatul Alexandru Iancuza din Ruginoasa. Și a fost un eveniment de o mare trăire sufletească pentru mine, pentru că mi-au fost alături foarte mulți prieteni din localitate și din afara localității, colegi și prieteni din Asociația Universul Prieteniei și a fost un eveniment foarte important pentru Ruginoasa și pentru sufletul meu. Sunt convinsă, dumneavoastră, cu modestia care vă caracterizează, afirmați că nu sunteți scriitor, dar puneți-vă și dumneavoastră puțin în ipostaza celui care scrie. E, fiecare scriitor, în momentul în care scoate o carte, e ca și cum ar fi copilul lui. Și în momentul în care ești copilul tău în lume, ai emoția și bucuria de a fi lăudat, de a fi apreciat, de a fi astfel încât ceea ce dumneavoastră ați gândit și ați simțit și ați pus pe hârtie, nu are cum să nu fie la nivel de scriitor. Vă dați seama câtă bucurie putea să fie pentru autorii cărora le-ați scris aceste rânduri când au văzut că ceea ce ei au trăit, au simțit, au gândit are un astfel de ecou.
Așa că eu îmi permit să vă spun scriitor, pentru că de aceea e un alt motiv pentru care v-am invitat astăzi. Mulțumesc! Tocmai pentru că, spuneam și la începutul emisiunii, nu sunteți un cadru didactic obișnuit. Faceți atât de multe activități și sunteți atât de înzestrată, încât era păcat să nu afle lumea despre dumneavoastră. Și de aceea vă și întrebăm care sunt secretele acestei rețete pe care dumneavoastră o aveți de succes, i-aș spune eu, pentru că poate oriunde în țara asta, într-un colț de comună, mai sunt oameni ca dumneavoastră și poate că le lipsește acea scânteie de a continua și de a îndrăzni să creadă în visele lor și în ceea ce își doresc să facă. Și am să revin puțin la scris. Să-mi spuneți totuși când ați cochetat cu ideea de a scrie înainte de aceste gânduri despre cărți? Am cochetat cu această idee și aici cred că trebuie să fac un pic legătura cu această carte nou apărută, pentru că eu din tinerețe am ținut un jurnal al sentimentelor mele, un jurnal romantic pe care l-am avut acolo în calculator și care scoate în evidență trăirile mele și suferințele mele vis-a-vis de fosta mea căsnicie. Și acel material a rămas undeva în calculator, apoi nu prea am mai scris. Dar la un moment dat mi s-a oferit o posibilitate de către un domn învățător, Mihai Lupu de la Ruginoasa, să-i scriu la o carte, nu știu, ceva, o prefață. Și scriind acea prefață și scriind ceva despre cartea dumnealui, de atunci s-a împământenit ideea aceasta. Da. Am simțit că pot să scriu ceva despre o carte. Și probabil de aici au survenit aceste texte pe care eu le-am publicat în Gânduri din Cronici. De altfel, dumneavoastră ați semnat prefața la mai multe volume și postfața la mai multe volume, despre care vă rog să povestiți dumneavoastră. Da. Am fost fie solicitată, fie am scris textul respectiv și autorul a dorit să fie inclus în carte ca postfață sau ca prefață, după caz, și am făcut acest lucru cu mare plăcere. Am câteva cărți, într-adevăr, vreo 6-7 la care am scris prefața, vreo 6-7 la care am scris postfața, și eu îmi iubesc foarte mult toate aceste texte, pentru că am muncit foarte mult la ele. Și, așa cum spuneam, sunt copiii dumneavoastră. Așa este, da. Și mă bucur foarte mult că autorii respectivi au acceptat ca aceste texte să apară în cărțile lor și că le-a plăcut ceea ce am scris eu. Că le-a plăcut domniilor lor, evident, au plăcut și unor jurii, pentru că dumneavoastră ați luat și niște premii cu ceea ce ați scris. Și iarăși am să vă rog să spuneți dumneavoastră ce diplome ați câștigat cu scrierile dumneavoastră. Cu scrierile n-am avut premii. Atunci înseamnă că am văzut... Nu. Cred că am văzut eu greșit undeva Am obținut niște diplome de participare în cazul anumitor activități din Universul Prieteniei. Da, și... Aprecierea publicului este, este cu siguranță. Da. Să trecem mai departe cu scrisul. Nu v-ați oprit? Nu m-am oprit, pentru că, așa cum spuneam mai înainte, acel jurnal din tinerețe era undeva în calculator și viața, din păcate sau poate din fericire, mi-a oferit material pentru această a doua carte pe care am scris-o în ultimul an de zile. Nu este o carte scrisă propriu zis, pentru că ea este un fel de carte atipică, i-aș putea spune. Eu am subintitulat-o Jurnal epistolar, pentru că, așa cum am spus, prima parte este jurnalul meu din tinerețe, iar a doua parte a cărții cuprinde mai multe scrisori pe care eu și fostul meu soț ni le-am scris într-o perioadă de 3 ani în care el se afla într-o situație limită. Și aici este, de fapt, povestea vieții mele, retrospectiva vieții mele, spusă și scrisă altfel. Deci această carte este cu un caracter foarte personal, dacă mă pot exprima așa. Este, de fapt, viața mea. Am scris această carte pentru fiica mea, pentru că, din păcate, ea nu și-a cunoscut tatăl până când a împlinit 17 ani. Și atunci când l-a văzut, l-am revăzut și eu după 17 ani pe fostul meu soț și a fost o iertare totală a trecutului, a fost o revenire asupra ceea ce a fost, de fapt, în trecut
Și datorită fiicei mele am scris această carte, pentru că vreau să rămână pentru dânsa, și am scris-o poate și pentru fostul meu soț, care nu mai există, a trecut în neființă, și pentru familia care ar fi trebuit să fim și din păcate nu am fost. Probabil că foarte mulți dintre posibili cititori se pot identifica cu povestea noastră de viață sau cu pasaje din ea. Și o să spunem atunci că Închisoare cu ușile deschise, pentru că așa se numește volumul dumneavoastră, este o carte pe care, dragii noștri, vă invităm să o achiziționați și să o citiți, pentru că este foarte posibil să vă ajute. Este un mare act de curaj și mărturisesc, nu am știut, pentru că a fost lansarea acestei cărți acum, noi suntem 3 zile, da? Pe 11 noiembrie. Da. Și n-am știut absolut nimic în momentul în care am intrat în platou despre carte. Aflați odată cu mine, de aceea sunt emoția mă sugrumă. Aflați odată cu mine povestea acestei cărți și, repet, este un mare act de curaj, în primul rând, să puneți pe hârtie astfel de trăiri și să veniți și să vorbiți cumva cu detașare despre lucrurile astea, și de aceea să dați curaj poate și altora să treacă mai ușor de momentele grele ale vieții. Și aici o să ajungem puțin la, și am să vă întreb, la cât de important este să scrii ca și act terapeutic? Da, este foarte important. Într-adevăr, eu scriind această carte, pentru că a trebuit să transcriu un calculator acele scrisori pe care le aveam la mine acasă, și am retrăit cu atâta intensitate toate întâmplările care au avut loc pe parcursul acestei perioade, și a fost pentru mine ca un balsam sufletesc scrierea acestei cărți. Și da, într-adevăr, mi-am asumat un foarte mare curaj și toată lumea s-a mirat de acest lucru. Eu toată viața mea am fost un om modest, un om la locul meu, un om decent, nu m-am afișat cu nimic, am stat într-o închisoare cu ușile deschise. Și acest titlu, fac o paranteză, mi-a fost sugerat de o doamnă psiholog, Gicuța Luca, doamnă cu care m-am întâlnit vara aceasta, și mi-a spus: ați stat într-o închisoare cu ușile deschise, nu v-a oprit nimeni să ieșiți, să vedeți lumea, să vă eliberați. Și de fapt nici nu v-a închis nimeni, nu, decât propria dumneavoastră minte. Sigur, sigur, da. Eu mi-am autoimpus această singurătate de 20 ceva de ani. Deci a fost o închisoare cu ușile deschise, și când am auzit această expresie, sintagma aceasta, am zis, ăsta este titlul cărții mele. S-a potrivit foarte bine la conținutul respectiv. Și vorbeam despre faptul că fiica mea a fost cea care m-a dus spre acest lucru, și scriind aceste scrisori în calculator, spuneam că am retrăit foarte emoționată toate acele momente care au fost dramatice de-a dreptul. Și pentru că am fost un om atât de liniștit și care nu am ieșit din această închisoare, cum spuneam mai înainte, acum pur și simplu am vrut să-mi asum un dram de nebunie. Un strop de nebunie care, nu știu, poate că este necesar câteodată în viață și fără de care poate nu avem curajul să facem anumite lucruri, să le înfăptuim. Și eu mi-am asumat acest curaj de a-mi pune pe tavă, practic, sufletul. Cum v-ați simțit după? În momentul în care ați simțit prima dată cartea în mână? A fost foarte emoționant și coperta atât de sugestivă îi aparține doamnei Rodica Rodean și îi mulțumesc că m-a sfătuit și m-a sprijinit în foarte multe lucruri legate de carte. Am simțit o mare bucurie pentru că am putut să-mi realizez un vis și a fost o terapie, într-adevăr, pentru mine acest lucru, și mai mult decât atât, spuneam și în discursul pe care l-am avut duminică la lansarea cărții că am crezut că va fi o eliberare, dar nu este. O să vorbim puțin despre ce este, dacă nu e eliberare, da? în câteva minute, pentru că avem pregătit și un filmuleț de la lansarea cărții dumneavoastră, care, repet, a fost pe 11 noiembrie la Palatul Ruginoasa, da? Într-un cadru deosebit. Și atunci o să invităm și pe telespectatorii noștri să urmărească puțin din atmosfera minunată care a fost acolo. Și apoi voi explica și cu filmulețul și vom care discuta este exact situația după și ce vom urmări în filmuleț. Să-l urmărim. Cât
Ce e marea? O imensitate de apă impunătoare și măreață. Valuri. Valuri ce se sparg de țărm. Valuri albastre verzui, care se sparg de faleza plină de scoici. Nisip fierbinte, soare fierbinte, cer senin, albastru. Orizontul, unde pentru noi se termină marea. E pava aceea ieșuată, ploaia și valurile care aduc neîncetat pe plajă nisip și scoici. M-am uitat de pescăruși. Pescărușii aceia eleganți și perfecți în zbor, dar atât de urâți pe plajă. Ce e marea? Amestec de ceva nostalgic și totuși ceva care nu-ți dă sentimentul puterii, al siguranței. Marea poate fi o capcană întinsă trupului sau chiar sufletului. E o mare din care noi nu vedem decât foarte puțin, dar suntem conștienți de întinderea ei nemărginită. Și totuși, nu e decât o mare verde, albastră, pe care o urăsc. Spune-mi odată ce voiai să-mi spun. Mi-e dor să te ascult, șoptindu-l la ureche iarăși. Dar mintea nu mă ajută. Și gândurile îmi zboară la seara când ne-am cunoscut. Pe țărmul mării, admirând apusul, în briza mării ce ne-nvăluia, ca dulcea melodie de vioară și vraja parcă ne îndemna să ne unim și sufletul și trupul în voia sorții să ne scufundăm. Ca valurile ce stârneau tumultul când vărul nopții se lăsa din cer, iar stâncile au formă de chimeră. Ciudat apar în razele de lună ca vrăjitoarea neagră și nebună. Și plouă peste noi cu sfânt mister. Spune-mi odată ce voiai să-mi spui. Să te aud acum ultima oară. Căci a murit și cântul pe vioară. Eu? Rămânând pierdut și-al dimânui. Fără tine, iubitul meu, viața are gustul unei priviri uitate pe o fereastră în așteptarea cuiva ce nu mai vine. Și totuși am sperat și am așteptat. Da. Totul a fost în zadar. Mă mai așteaptă încă o săptămână de chinuri și suferințe. Încă o săptămână? Dar dacă va fi mai mult? Nu se poate. Va fi peste puterele mele de om. Au trecut 7 zile de la despărțirea noastră blestemată și nu mi-ai dat nici măcar un semn de viață. Nimic. Nu mi-ai scris nici măcar un rând. Iată că am urmărit filmulețul. Să ne spuneți, vă rog, mai multe despre ce am văzut acolo. Da. La sugestia doamnei Rodica Rodean, pentru programul artistic din cadrul lansării, am realizat un fel de scenariu care cuprinde pasaje din jurnalul din prima parte a cărții, în care am intercalat câteva poezii pe care mi le dedicase fostul meu soț. Și acest scenariu l-am încredințat Mălinei Balcan. Totul se leagă, nimic nu este întâmplător, care cu ajutorul lui Florin Gorgos
A realizat acest montaj foarte interesant, deci mi-a spus că vrea să fie o surpriză, eu n-am știut nimic din ce se va întâmpla acolo și au făcut o chestie foarte emoționantă. Momentele poetice ale lui Florin au fost filmate în prealabil și el apărea pe ecran ca o umbră, având în vedere că fostul meu soț a trecut în lumea umbrelor, iar Mălina citea din jurnal ca și cum aș fi fost eu. Deci au realizat un lucru extraordinar, s-au ocupat și de regie și de scenografie, de toate lucrurile și au recitat și au interpretat atât de natural și de frumos totul, încât m-au emoționat peste măsură. Programul a durat 20 de minute și în final au recitat o poezie care este și finalul cărții, o poezie, un fel de premoniție pe care am regăsit-o după mulți ani de zile printre scrierile mele și au interpretat-o atât de emoționant pentru că noi am crezut că evoluția lui Florin se termină acolo, pe ecran. Dar Florin a intervenit la final și a venit din... A ieșit practic din lumea umbrelor. A ieșit din lumea umbrelor și a venit lângă Mălina și au recitat această poezie alternativ. Și a ieșit un lucru extraordinar de sensibil și de emoționant. Cel puțin pentru mine, care eram în situația respectivă și cunoșteam toate detaliile, a fost ceva foarte emoționant, copleșitor într-adevăr. Cu atât mai mult cu cât erau foștii noastre elevi în care ați investit. Fosta elevă, pentru că Florin nu este, dar ei m-au uimit prin capacitatea lor de a reda dramatic de această dată, ceea ce anul trecut fusese distracție, comedie la lansarea trecută. Și m-am încântat foarte mult cu aceste lucruri. Vă rog să ne mai spuneți mai mult despre lansarea cărții. Cum s-a desfășurat? Unde s-a desfășurat, spus? Cine a participat acolo? Pentru că a fost un eveniment cu adevărat reușit și plin de emoție. Da, într-adevăr, sala de recepție de la Palatul Alexandru Ioan Cozaru Cinoasa a fost arhiplină, au fost aproximativ 70 de persoane. Mulți prieteni apropiați, foarte mulți de la Universul Prieteniei m-au însoțit în acest eveniment. Doamna Rodica Rodean a fost un moderator de excepție la acest eveniment, a cunoscut toate detaliile care trebuiau explicate și, de asemenea, mi-a făcut mare plăcere să fie alături de noi scriitorii Emilian Marcu și Vasile Fluturel, membri ai Uniunii Scriitorilor, care au vorbit foarte frumos despre carte și mi-au făcut o mare onoare că au fost acolo. De asemenea, doamna Simona Ionescu, anfitrioana de la Palatul Alexandru Ioan Cuza, care este mereu o gazdă primitoare și caldă. Am fost foarte bucuroasă că această carte mi-a fost prezentată de fosta mea profesoară de limba română. Ce frumos! Da, doamna Magda Ungureanu. Că tot spuneam că e o ediție închinată dascălilor astăzi. Da. Asta n-am știut. Doamna profesor Magda Ungureanu, deci i-am fost eleva cu mulți ani de zile, pentru că și eu am o vârstă deja și îmi cunoaște tot parcursul vieții. De aceea mi s-a părut mie potrivit ca ea să-mi prezinte această carte și ca să vedeți ce continuitate există în sală, se afla și o fostă elevă de-a mea ajunsă profesoară de limba română de vreo 2 ani. Trei generații de profesori de limba română. Trei generații de profesori de limba română în aceeași sală și sunt momente unice. Cred. Momente unice sunt într-adevăr care nu pot fi uitate. Programul artistic susținut de cei doi copii, a fost întregit și de pianistul Alex Marinescu, un profesionist care a interpretat niște piese foarte adecvate momentului respectiv și, într-adevăr, poate lansarea asta a fost puțin cam tristă, pentru că și conținutul cărții, de fapt, este unul cam trist, însă lansarea per total a fost, într-adevăr, o reușită și am fost foarte fericită la final. Numai că, într-adevăr, nu cred că este o eliberare. La asta voiam să revenim, că mă întrebați ce ați simțit când ați avut cartea prima dată în mână și acum să ne spuneți dumneavoastră că n-a fost eliberare. Atunci ce a fost? Nu știu, poate o împlinire a unui vis, cum spuneam și mai înainte. Mi-a împlinit un vis, o dorință pe care am avut-o. Vreau să las fiicei mele ceva în urmă. O eliberare nu poate fi, pentru că trecutul te ajunge mereu din urmă. Sunt convinsă de aceasta. Eu, când m-am despărțit acum mulți ani de soțul meu, nu credeam că ne vom mai întâlni vreodată.
Și când după 17 ani fiica mea a vrut să-l cunoască, pentru că nu l-a văzut niciodată în viața ei, vrând nevrând am ajuns și eu în aceste circunstanțe lângă el. Și în acești 3 ani în care ne-am scris scrisori, pentru că, după cum am spus, era într-o situație limită, m-am apropiat din nou de el într-un fel. Și a fost, practic, împlinirea unei familii care nu am fost altădată, cu toate că eram în locuri diferite. El era în anumite părți, noi eram în anumite părți și nu am putut să fim fizic împreună. Dar a fost o împlinire faptul că ne-am regăsit, că ne-am scris scrisori și totul demonstrează că iubirea este eternă, totul demonstrează că putem să dăruim și să primim iertare și trebuie să trecem peste toate. Eu în acel moment am șters toți cei 17 ani de singurătate, pur și simplu ca și cum n-ar fi existat în momentul în care l-am reîntâlnit pe fostul meu soț. Spuneați de închisoare, că a fost o închisoare în care singură poate v-ați autoexilat, dacă am putea spune. Da. Acum la finalul poveștii, când ea a fost materializată în carte, dacă ar fi să dați un sfat oamenilor, ce le-ați spune oamenilor care poate că trec prin momente ca ale dumneavoastră, că ați și spus la un moment dat, ați pomenit că v-ați imaginat că nu o să vă mai vedeți niciodată. Poate atunci a fost momentul în care v-ați construit închisoarea? Închisoarea mi-am construit-o imediat după ce am fost despărțită de el. Atunci, în tinerețe, rămăsesem cu un copil, am venit la Ruginoasa, de la Baia Mare și m-am autoizolat. Am spus, eu trebuie să-mi cresc copilul și să-mi fac profesia. Și asta am făcut. Și dacă ar fi să dați un sfat acum, după ce închisoarea cu uștile deschise este la noi pe masă, ce sfat ar, sau recomandare, sau o îndrumare, să nu-i spunem neapărat sfat, celor aflați într-o situație asemănătoare? Cred că cel mai bun sfat este ca fiecare să lase deoparte orgoliile. Pentru că la noi atunci, tineri cum eram, poate că au fost și niște orgolii, n-am ținut cont poate nici unul, nici altul, pentru că nu există într-o relație doar un vinovat. Ambii sunt vinovați și mi-asum acest lucru. Și bineînțeles că mi-am asumat toate acestea ulterior. Deci orgoliul trebuie lăsat deoparte. Trebuie să existe mai multă înțelegere, mai multă toleranță și mai multă iubire, practic. Și trebuie să ne gândim la foarte multe lucruri. Trebuie să ne gândim că există niște consecințe care pot surveni. De aceea, din nou, invit și telespectatorii noștri, căutați cartea. Și apropo de asta, unde vom găsi cartea? Da? Unde o găsim? N-am scos foarte multe exemplare și le-am epuizat pe toate. Atunci trebuie să vă rugăm să o republicați. Da, am rugat pe doamna Rodica Rodean să mai facă demersuri la editură, să mai scoatem câteva exemplare. Am și oferit prietenilor, am și vândut la palat cui au vrut să cumpere. Nu mai am momentan cărți. Atunci, dragii noștri, vom face o listă de așteptare și cu promisiunea la noi în emisiune că doamna va republica într-un număr suficient cartea, pentru că este păcat să nu avem tocmai din această perspectivă umană a lucrurilor, pentru că sunt povești de viață pe care le-ați spus, povești de viață pe care mulți dintre noi le trăim și poate că le depășim la fel de greu sau poate mai greu ca dumneavoastră. De aceea e o carte pe care o recomandăm tuturor. Pe mine m-a surprins foarte mult faptul că cei care deja au avut cartea au citit-o foarte repede. Deși are 280 ceva de pagini, multă lume mi-a spus, am citit-o pe nerăsuflate, am citit-o în 2-3 zile. Ea captivează și acum mi-am dat seama cât de important este titlul unei cărți care într-adevăr fascinează și lumea se întreabă de ce închisoarea cu ușile deschise, ce-o fi vrând să spună și așa mai departe. Deci sunt niște întrebări pe care lumea și le pune. Titlul este foarte important, titlul și coperta. Exact, pentru că de fapt e un rezumat al tot ceea ce al înseamnă, exact, da, da, este esența, exact ca la parfumuri, o esență într-o așa livrată este, într-o da, cantitate foarte mică, da, și da, da, ați fost într-adevăr inspirată și cu numele și cu coperta. De conținut
Repet, abia așteptăm să-l parcurgem și eu și telespectatorii. Revenind acum la abilitatea dumneavoastră, pentru că așa v-a plăcut să o spuneți, că nu-i talent, că nu sunteți scriitor, abilitatea dumneavoastră de a scrie, dacă ar fi să recomandați tinerilor sau oricui să scrie, de ce ați face-o? Cred că este într-adevăr o terapie să scrii orice, orice. Și în afară de asta, pentru a scrie, trebuie totuși să ai o experiență a lecturii, trebuie să ai o experiență a scrisului și poate că în timp îți și formezi această abilitate, această experiență. Deci este sfatul meu ca lumea să scrie, pentru că așa îți poți exterioriza anumite sentimente, anumite trăiri și face bine lucrul acesta. Dar așa cum ați spus, recomandăm întâi să citim. Citiți, oameni buni, cât exact. Mai mult. Citiți orice, doar citiți. Da, și apoi da. Scrieți orice, doar scrieți. Pentru așa că este. E bine și pentru suflet și pentru minte și pentru ceilalți din jur. Da. Pentru că da. Experiențele noastre s-ar putea să-i ajute. Revenind la proiectele dumneavoastră, multe. Foarte pe scurt, cam ce ați mai pregătit pentru viitor? Aș vrea să fac un pic referire la aceste proiecte literare care sunt destinate tinerilor, elevilor. Foarte important. Am fost implicată în trei proiecte, tot datorită Asociației Universul Prieteniei și datorită doamnei Rodica Rodean, care a avut aceste inițiative. Și am contribuit la aceste trei antologii în cadrul unui proiect, Universul Cuvintelor. Prima dintre ele, Reflexii de Lumină, Inocență și Magie, a fost chiar un proiect la Rucinoasa lansat, unde am avut invitați pe domnul Emilian Marcu, pe maestrul Horia Zilieru, chiar cu domnul Mihai Batoc Bujeniță de la Asociația Păstorel am avut colaborări și la Rucinoasa o asemenea activitate a fost de o amploare extraordinară. Iar copiii și-au văzut publicate într-un volum propriile creații, fie versuri, fie proză. Proiectul a continuat în al doilea an cu chiar Universul Cuvintelor se numește cartea. El a fost de o amploare mai mare și chiar a fost inclus în calendarul activităților educative județene al Inspectoratului Școlar Județean. Iar ultimul proiect la care am colaborat și la care am muncit foarte mult, dar cu o mare plăcere, cu o mare și cu plăcere, multă pasiune și cu mult foarte suflet, multă pasiune, a fost Prietenia prin ochi de copil, o antologie foarte, foarte frumoasă, în urma unui concurs care a avut loc, concurs internațional de creație literară, la care au participat copii din România și din diaspora. Și foarte mulți au participat din Republica Moldova. Am avut o participare extraordinară din Republica Moldova, copii foarte talentați. Și dacă la început hotărâsem cu doamna Rodica Rodean să publicăm toate creațiile elevilor, acest lucru nu a fost posibil. Nu a fost posibil pentru că au fost prea multe. Pentru că au fost 600 de pagini, a 4, deci nu se putea publica un asemenea volum. Și atunci doamna Rodean a hotărât să publicăm doar lucrările copiilor care au fost premiați. Și am avut lansarea volumului și am avut premiera, festivitatea de premiere. Și atunci niște acest lucruri proiect foarte va importante. Continua, să și înțelegem. Proiectul continuă și anul acesta. Tema acestui concurs a fost Prietenia, iar anul acesta tema va fi Limba Română. Limba Română pe care cu toții, da. Cu drag o vorbim și pe care sper să învățăm și să știm să o prețuim în continuare. A trecut și emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc tare mult, doamna profesor, că ați fost la noi în emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, și vin cu un îndemn pe final de emisiune. Prețuiți-vă dascălii și mai mult deveniți unii dintre ei. A fost aici emisiunea Artă și Valori, gazda dumneavoastră Anca Ciliac vă salută, vă îmbrățișează și vă invită ca de obicei să rămâneți pe Infinit TV, unde primiți infinit mai mult. O după amiază frumoasă!